Bună dimineața din nou tuturor! Pentru începutul acestei săptămâni, vremea va fi rece în vestul, centrul și nordul țării, dar în sud și în sud-est, valorile termice se vor menține ușor peste cele normale la această dată. Temporar, cerul va fi noros și va ploua și sub formă de aversă în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în jumătatea de sud a Crișanei, Transilvaniei și Moldovei și pe arii restrânse în restul teritoriului. Seara și noaptea, pe suprafețe mici, la altitudini de peste 1500 de metri, în Carpații Orientali vor fi posibile și ninsori slabe. Vântul va sufla în general moderat, cu viteze mai mari noaptea, pe litoral, în delta și pe crestele Carpaților Meridionali și de curbură. În Marea Mureș ne așteaptă vreme închisă cu cer mai mult noros și valori termice sub normalul perioadei. Maxima zilei nu va depăși 15 grade în Satu Mare, Baia Mare și Sighetul Marmației. Cer acoperit se anunță și pentru Crișana, dar precipitații vor fi doar în jumătatea de sud a regiunii. Maxima zilei se va situa în jurul valorii de 15 grade atât în Oradea cât și în Arad. Bănățenii vor avea o zi de luni cu ploi și temperaturi scăzute. Se vor înregistra doar 17 grade în Reșița și Timișoara și 18 grade în Lugoj. Pentru Oltenia, meteorologii anunță cer noros și precipitații. Valorile termice de astăzi vor urca până la 22 de grade în Târgu Jiu și 24 de grade în Craiova și Drobeta, Turnul Severin. În Transilvania, cerul va fi acoperit de nori și va ploua în cea mai mare parte a regiunii, iar în Carpații Orientali, la altitudini de peste 1500 de metri, este posibil să ningă slab. La prânz, termometrele nu vor indica mai mult de 15 grade în Zalău, 16 în Cluj-Napoca, 17 în Deva, Alba Iulia, Sibiu, 19 la Brașov și poate 20 de grade la Sfântul Gheorghe. În Moldova vom avea vreme variată cu norări temporar accentuate și ploi, dar și cu momente când soarele se va arăta printre nori. Mercurul din termometre va urca până la 12 grade în Suceava, 15 în Botoșani, 16 în Iași, 17 la Bacău, 18 grade în Vaslui, 22-23 de grade în Galați și în Focșani. Ploi așteptăm astăzi și în Dobrogea, acestea vor fi însoțite de vânt moderat și de temperaturi normale pentru această perioadă. Așadar, se vor înregistra 19 grade în Sulina, 22 la Constanța și 25 de grade în Cernavodă. Vremea se schimbă și în Muntenia, cerul va fi mai mult acoperit și sunt așteptate ploi sub formă de aversă. Temperaturile se mențin ridicate pentru ultima decada lui septembrie cu valori maxime de până la 22 de grade în Târgoviște, 23 la Pitești, Ploiești, Buzău, 25 la Slobozia, 26 în Călăraș și 28 de grade în Giurgiu. Vremea în București va fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit la această dată, cerul se va înnora treptat, iar din a doua parte a zilei vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi undeva la 24-25 de grade. Pentru zilele următoare așteptăm o răcire a vremii, astfel că maximele nu vor mai depăși 17-18 grade. A doua decada lui septembrie începe, cum bine am văzut, cu precipitații sub formă de ploaie, chiar și ninsori slabe la munte, dar și vânt ceva mai puternic. Așadar, cei din zonele însorite sunt rugați să profite din plin de soare. Cam atât despre vreme momentan. Să aveți o zi excelentă! Excelentă, băieți!